Gabriel Vâță era șef al Administrației Finanțelor Publice din Corabia când a comis faptele de corupție pentru care este trimis în judecată de către DNA. Totul s-a petrecut în perioada decembrie 2010-august 2011. Vâță, împreună cu subalternul său, Virgilius Cernea, inspector principal în cadrul fiscului din Corabia, a semnat și ștampilat mai multe adrese false. Procurorii au constatat că documentele au fost întocmite la instigarea omului de afaceri Ciprian Bogdan Buruntia în favoarea acestuia. Adresele au fost transmise unor bănci și pe baza lor s-au ridicat popriri pe conturile omului de afaceri. Astfel, Buruntia și-a putut ridica liniștit banii. Pentru ajutorul acordat omului de afaceri, inculpatul Vâță Gabriel a pretins și primit de la acesta în mai multe tranșe sumele necuvenite de 5.000 de lei, echivalentul la 4.000 de euro în monedă națională și 2.000 de lei. În același context, inculpatul Cernea Virgilius a pretins printr-un intermediar de la inculpatul Buruntia Ciprian Bogdan suma de 10.000 de euro, primind efectiv prin intermediul aceleiași persoane o sumă de bani cuprinsă între 1.200 și 1.400 de lei, apare în comunicatul DNA. Pentru că pretențiile financiare ale celor doi funcționari publici au crescut, spun procurorii, omul de afaceri și-a procurat o ștampilă falsificată, asemănătoare celei folosite de fiscul din Corabia. Buruntia a tehnoredactat integral conținutul unei adrese de ridicare a popririi, i-a dat un număr de înregistrare fictiv, a aplicat ștampila contrafăcută și a falsificat prin imitație semnăturile lui Vâță și Cernea. Acest înscris falsificat a fost depus ulterior de către inculpatul Buruntia Ciprian Bogdan la o unitate bancară, unde funcționarii acesteia, acționând fără vinovăție, au dispus ridicarea popririi conturilor bancare, măsură luată de Administrația Finanțelor Publice a orașului Corabia, cu privire la un debit de 849.106 lei înregistrat de o firmă controlată de omul de afaceri, se mai arată în comunicatul DNA. Prejudiciul calculat se ridică la peste 36 de miliarde de lei vechi, pentru care ANAF a intentat proces civil. Dosarul a fost trimis spre rejudecare tribunalului Olt. Gabriel Vâță și Virgilius Cernea se află în arest preventiv, iar omul de afaceri Ciprian Bogdan Buruntia este în arest la domiciliu.